Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Eu trebuie să fac o fustiță pentru o bebelușă și de aceea am decis să fac un tutorial în timp ce lucrez, explicând pașii pe care îi voi face. Voi folosi firul Lisa Lurex, care este un fir adaptat croșetului cu numărul 3. Bobina mea are 50 de grame și măsoară 133 de metri. Voi folosi croșetul numărul 3, așa cum este indicat pe etichetă. Dumneavoastră puteți folosi un fir adaptat în funcție de ceea ce găsiți acasă. Eu voi pune un număr de 82 de ochiuri de lanț. Dumneavoastră veți măsura circumferința taliei fetiței pentru care doriți să faceți și veți lucra un număr de ochiuri de lanț atât cât aveți nevoie dumneavoastră. Deci eu încep să lucrez, am deja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și voi continua până la 82. Eu am lucrat cele 82 de ochiuri de lanț. Va trebui să puneți un număr de ochiuri divizibil cu 4. Bebelușa mea are o circumferință a taliei de 42 de centimetri. Eu acum voi măsura să văd dacă circumferința este, avem 19, cred că va fi suficient, voi măsura încă o dată 19 pus în 2, pentru că voi pune un centimetru, da, 2 centimetri în minus, deci am 40 de centimetri în total, 2 centimetri în minus, deoarece elasticul va fi un pic lejer și nu doresc ca fustița să îi cadă jos. În momentul în care am terminat de pus aceste ochiuri de lanț, cum v-am spus, 82, eu voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența, avem 1, 2, 3, 4, în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet înapoi. Și voi continua lucrând în corespondența fiecărui ochi de lanț câte un picioruș dublu. Aici eu nu pot să vă dau o etate, o vârstă a copilului, pentru că depinde foarte mult de cât de dezvoltat este copilul și, așa cum vă spuneam, de circumferința mijlocului copilașului. Și vom continua până la sfârșitul rândului să lucrăm aceste piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimul picioruș dublu, iar acum voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Iau firul pe croșet și mă deplasez către următorul picioruș și voi intra în acest mod, prin partea din spate a piciorușului, extrag firul și voi continua lucrând un picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra prin spate, în felul acesta, și voi extrage firul. Deci voi lucra un picioruș dublu front loop și unul back loop. Cred că ați mai văzut diferite lucrări, nu știu dacă ale mele sau în alte lucrări. Deci un picioruș îl luăm în relief prin partea din față, iar celălalt îl luăm prin partea din spate. În felul acesta noi vom face elasticul fustiței.
spate, trec cu croșetul prin fața piciorușului, intru din nou în spate, trag firul și închei piciorușul dublu. Firul pe croșet, intru prin spate, trag firul. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului, iar noi la sfârșitul rândului ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns și la sfârșitul rândului, acum voi face ultimul picioruș în relief și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care trei ochiuri de lanț mă voi ridica în sus și voi continua să lucrez în același mod. Deci nu vom schimba ordinea piciorușelor, vom lucra în relief, back loop și front loop, pentru un total de 5 rânduri. După ce am realizat aceste 5 rânduri, noi ne vom întâlni și vom continua fustița. Cum puteți ști care sunt rândurile luate prin partea din față? Rândurile prin partea din față sunt mult mai proeminente, mai ieșite în afară, iar cele luate prin partea din spate sunt mai adâncite, așa să le spunem, și în felul acesta le puteți deosebi. Noi vom lucra singure un total de 5 rânduri și ne întâlnim. Eu am lucrat cele 5 rânduri, așa cum vă spuneam. Acum voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș din rândul anterior. Vă spuneam că am pus 2 cm mai puțin la bată din talie, deoarece, vedeți, trăgând de bată, de material de lucrare, aceasta se întinde. De aceea trebuie întotdeauna să luați în considerare și faptul că bata este elastică. Ajuns în acest punct, eu voi continua și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Iau firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face alte 2 piciorușe duble. Firul pe croșet și voi număra 1, 2, 3 piciorușe, voi intra în cel de-al patrulea, să intru exact unde trebuie, voi intra în cel de-al patrulea și voi lucra din nou 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble. Firul pe croșet, voi număra din nou 1, 2, 3, în cel de-al patrulea picioruș, voi intra și voi lucra același raport, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, corespondența aceluiași picioruș. Astfel noi lucrăm până la sfârșitul rândului și ne vom reîntâlni. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența celor 2 ochiuri de lanț de separare și voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, corespondența aceluiași spațiu, după care vom merge mai departe și vom repeta în următorul spațiu 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble. Astfel vom lucra și acest rând, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului.
Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea oterat din primul picioruș. Cu fir alunecat voi ajunge în spațiu format din cele două ochiuri de lanț și acum voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 2 și cel de-al treilea. După care vom intra în spațiul următor și vom repeta din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. Am înmulțit numărul piciorușelor duble pentru a da un pic de lărgime fustiței. În felul acesta noi vom lucra exact atâtea rânduri cât avem nevoie pentru a avea lungimea dorită de noi. Lungimea fustiței depinde foarte mult de cât de înalt este bebelușul, fetița. Deci noi vom lucra singure în acest mod și ne vom reîntâlni pentru a face rândul final. Dragile mele doamne, eu am ajuns la sfârșitul rândurilor cu fustița mea, ținând cont că este o fustiță pentru fetițe care au o vârstă cuprinsă între 0 și 3 luni, vom măsura și avem tot cu bată, cu elasticul de sus, avem o lungime de 18 cm. Acum vom continua și vom face rândurile finale. Deci am închis ultimul rând aici. Mă voi îndrepta cu fir alunecat către mijlocul acestui prim raport. Iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble, iar în acest spațiu dintre două rapoarte vom face un picioruș scurt, firul de croșet și vom intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra din nou 6 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6 și piciorușul scurt între cele două rapoarte. În felul acesta continuăm singure până la sfârșitul rândului, iar apoi ne vom reîntâlni pentru a-i da finalitate lucrării noastre. Deci 6 piciorușe duble, după care vom face piciorușul scurt între cele două modele. 5, cel de-al șaselea și piciorușul scurt. Vom continua să lucrăm singuri și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 6 piciorușe duble. Voi face un picioruș scurt, ca de obicei aici între modele. Voi prinde primul, voi intra în ultimul picioruș, în ultimul loc de lanț din primul picioruș, de acum sunt un pic obosită, și voi face un fir alunecat. În felul acesta unim aceste două modele. Acum voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt în următorul picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în următorul, 3 ochiuri de lanț, 1,
2, 3, un picioruș scurt, în următorul picioruș 1, 2, 3, un picioruș scurt, în următorul picioruș 1, 2, 3, din nou un picioruș scurt, în cel de-al șaselea picioruș dublu din această, din acest raport. Acum voi trece direct în piciorușul dublu din următorul raport cu fir alunecat și voi continua. 1, 2, 3, ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului și va fi ultimul rând al acestei fustițe. După cum vedeți, apare aici un frumos model. Noi vom lucra singuri și ne vom reîntâlni pentru a încheia fustița noastră. Dragile mele doamne, suntem aici pe ultima sută de metri și vom ajunge la capătul lucrării noastre, lucrare pe care eu am realizat-o în decursul zilei, deci printre picături, fiind așa și la servici, deci nu este mult de lucru. Aici am făcut ultimele trei ochiuri de lanț, piciorușul scurt și voi închide totul cu un fir alunecat în primul ochi de lanț din cele trei pe care le-am executat, care le-am executat la începutul acestui ultim rând. Vom scurta firul și vom ascunde capătul de fir de dedesubt, fie cu acul, fie cu croșetul. Pot să vă spun că am consumat o medie de 70 de grame de fir. Deci vom ascunde capătul de fir, fiecare așa cum dorește, vă spuneam, fie cu acul, fie cu croșetul. Vreau să scuzați vocea, eu sunt mereu răcită. Îmi trece această răceală și dragile mele, aceasta este fustița pentru fetițe, 0-3 luni. După cum vedeți, arată foarte frumos. Mie îmi place, îmi pare rău că fetele mele sunt mari acum și nu mai poartă fustițe. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizări, pentru comentarii. Cine mă urmărește și încă nu este abonat, se poate abona. Mi-ar face mare plăcere să vă am alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc un weekend plăcut. La revedere, vă salută, Tatiana!